Salutare prieteni și bine v-am găsit la un nou gameplay! În episodul de astăzi vom juca un joc inspirat din al doilea război mondial. Jocul se numește Squad 44 și este un joc care a fost lansat pe data de 9 august 2018 de către cei de la Offworld. Joculețul găsiți pe Steam și costă 28 de euro. Dar înainte de a trece mai departe, nu uitați să dați un like acestui clip, o distribuire și de altfel nu uitați să vă abonați acestui canal și să activați clopoțelul pentru a vă anunța ori de câte ori postez un clip sau de fiecare dată când sunt live. Așadar, developerii ne spune despre acest joc că puteți să faceți echipă și să vă alăturați în prima linie în Squad 44, cel mai autentic shooter tactic din al doilea război mondial. Experimentați realismul nemilos cu un arsenal imens de arme și vehicule recreate cu fidelitate pe câmpurile masive de luptă din al doilea război mondial. Această poveste cunoscută anterior și sub numele de Postscriptum, Squad 44 este cel mai autentic shooter din al doilea război mondial, cu 20 de câmpuri de luptă la scară mare, peste 80 de arme realiste din al doilea război mondial și peste 50 de vehicule la fel de realiste. Ca să joci acest joc, trebuie să acorzi o prioritate deosebită comunicării, coordonării și muncii în echipă. Toate astea pentru a smulge victoria din fălcile înfrângerii și pentru a avea un gameplay pe care să-l trăiești exact ca pe câmpul de luptă. Experimentați de altfel adevărate campanii din al doilea război mondial, cum ar fi eliberarea țărilor de jos și bătălia din Normandia. De astfel, războiul se întinde peste fermele, satele și orașele din Europa, fie că vei participa la luptă sărind dintr-un avion sau sosit de pe mare dintr-o navă sau pur și simplu dându-te jos dintr-un tank. Pe câmpul de luptă va trebui să te grupezi și să faci echipă pentru a ataca obiectivele împreună. Așadar, dragi prieteni, developerii ne spun de la început că acest joc este un joc de echipă, iar diferența în joc o va face atât armele prezente în cel de-al doilea război mondial, dar și o bună comunicare și cooperare în echipă. De astfel, ca să cucerești anumite baze, va trebui să ai, pe lângă vehicule blindate, suport aerian sau suport naval și o echipă terestră foarte bună. Așadar, trupele de infanterie au un rol important în pătrunderea și periclitarea defensei inamice. Acest joc se poate juca pe sisteme de operare Windows 7 pe 64 de biți până la Windows 10 pe 64 de biți. Ca și procesoare, se poate juca de altfel de la AMD Ryzen 4 Psychical Core până la AMD Ryzen 6 Psychical Core. Ca și memorii RAM, puteți să-l jucați de la standard, adică 8 GB de RAM, până la recomandat 16 GB de RAM. Iar ca și placă video, de la GTX 970 sau AMD Radeon RTX 570 de 4 GB, astea ca și standard, iar ca și recomandare, un Nvidia GTX 1070 sau Radeon RTX 5080 de 6 GB, ca și DirectX, jocul rulează pe versiunea DirectX 11 și ai nevoie de conexiune la internet bună și stabilă, pentru că, nu uitați, acest joculeț se joacă multiplayer, iar internetul va trebui să fie cât mai stabil. În continuare, vă las un gameplay pe care l-am făcut și eu în Squad 44, iar dacă vă place acest conținut, nu uitați să dați un like, să vă abonați și să dați mai departe acest video. Eu am fost Cristi Kagula, până data viitoare, numai bine, pa, pa! Hey. Wollen wir erstmal eine Pfeife rauchen, meine Freunde? Kameraden! Erstmal ein Kiffen, oder nicht? Look okay. We're sitting here. Oh, my brother. You have a idea? No, don't shoot. It's shit, right?
n-ai găsit.